În ultima lună, Dinana Apia se grăbește să facă plățile către fermieri. În acest moment au fost aprobate sumele pentru plățile regulare aferente campaniei 2018. În Olt vorbim de peste 30.000 de fermieri, iar majoritatea au primit deja bani în conturi. Până la această dată vorbim de peste 49 de milioane de euro, bani ce au fost virați către fermierii olteni. La nivelul APIA Centrul Județean Olt, din 31.606 fermieri, până la această dată au fost plătiți pentru plata în avans aproximativ 28.000 de fermieri, cu o sumă de 39 de milioane de euro. Reprezentanții APIA Olt se așteaptă ca suma alocată județului nostru să crească în momentul efectuării plății către fermierii mari. Suntem în continuare în curs de autorizare pentru plata finală. Precizarea este că în aceștia încă nu sunt introduși fermierii mari, deci sumele vor fi mult mai mari și sperăm la sfârșitul anului să reușim să-i plătim pe toți. Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de către Banca Centrală Europeană.